aproape tot ce aș fi putut spune eu. Din moment ce se umple un gol și se completează niște spații necunoscute, din știință, de ce nu? Sigur că este foarte bine venită o asemenea istorie, dar nu este ceva. Ceea ce se numea până la un moment dat istoria mentalităților. Nu cred că poate fi completat fără să faci apel la contribuțiile femeilor. Mă uitam aici la studiul Paulei Herseni despre țesăturile, despre industria casnică, pe care nu că am citit-o ca un scriitor, dar să știi că am citit-o ca pe o Madlena a lui Proust. Întrebările pe care, planul de cercetare pe care și-l făcuse ea întrebând femeile, întrebând gospodinele, cum se țese, cum se coase, cum se macină, cum se, ce se face din borangii, cum se cresc viermii de mătase, de ce se fac șezătorile, cine merge la șezător. Nu-l văd pe ștal punând aceste întrebări, nu. Nu pentru că, nu situându-l pe o poziție de inferioritate sau superioare, pentru că femeia este întâi și întâi, suntem deosebiți bărbații și femeile, pentru că femeia este întâi și întâi intuitivă. Și ea este capabilă și să se intereseze de lucrurile astea, și să le știe, și să le facă, și nu văd cine ar fi, nu văd cum ar fi putut să pună un bărbat întrebările astea. Deci, cred că ne completăm foarte bine și atâta tot. Ce mă strânjenește un pic în chestia asta este feminismul pune cele două jumătăți ale istoriei pe o poziție de adversitate și noi nu putem să fim pe niște poziții de adversitate, că împărțim viața. Asta este. Și numai facem copii împreună și tot e ceva. Feminismul pune pe poziții de adversitate, ci societatea patriarhală plasează valorile, să zicem, specifice femeilor și valorile, între ghilimele, specifice bărbaților ca diferite și le ierarhizează, nu feminismul. Feminismul, din potrivă, vrea să acorde aceeași valoare și contribuțiilor femeilor și contribuțiilor bărbaților. Ei, dacă ți amintești, Teodora, cartea lui Vladimir Bukovski despre problemele pe care le-a avut în Statele Unite când venim cu mentalitatea patriarhală din Europa, se gândea să deschidă o ușă grea unei femei și aia l-a acuzat că o agresează sexual, cum să spun, sau... Da. Așa că, nu știu, sunt sigur că există excese în toate privințele, iar aici eu percep mai ales exces. Asta e.